Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Mă numesc Petru Fesilă și vă invit să urmăriți emisiunea Libertatea de a fi român oriunde te-ai afla, un proiect pe care îl vom realiza și difuza pe Telemoldova plus Londra, un proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Obiectivul nostru vizează schimbarea mentalității românilor din diasporă prin promovarea schimbărilor în bine din sistemul educațional, cultural și economic din țara noastră, acestea fiind principalul impediment în decizia reîntoarcerii lor acasă. Prin acest proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, de fapt prin emisiunea Libertatea de a fi român oriunde te afla, ne propunem să promovăm modul în care românii din Londra și împrejurimi își păstrează vie tradiția, conectându-se la comunitățile de români din diasporă, dar și de acasă. Vizionare plăcută! Stimați telespectatori, v-am tot vorbit despre LAS Fierbinți, știind despre ProTV, iată că am nimerit la Londra, la LAS Fierbinți, magazin românesc. Alex Cădu, managerul acestui complex, pe care îl salut și căruia îi spun bun găsit. Bun venit! Ce vindeți voi aici, Alex? Produse românești tradiționale, aduse din țară, diverse medicamente, produse făcute de oameni acasă, dulcețuri, zacuști. Cozonac. Cozonac. Am mâncat eu odată un cozonac de la voi, era la Revelionul de anul trecut. Da, avem pâine de casă, avem întotdeauna caș de oaie, produse tradiționale. Și la voi vin numai românii sau și... Nu, diverse naționalități. Români, englezi, indieni, polonezi. Lucrați cu 7-8 persoane? Din păcate lucrăm, momentan suntem 4. Am fost înainte 7-8, dar acum s-au mai... Am înțeles. De sărbători aveți produse specifice, că vine Revelionul acuș. Da, o să avem afumături de casă, pastramă de oaie din România, caș, vin de casă și vom mai vedea, nu știu. Vă alimentați de unde, vă aprovizionați, pardon? În mare parte din, avem un depozit românesc în Birmingham, avem aici unul în Feltham și din România. În fiecare sâmbătă vine un băiat din România și ne aduce marfă. Cum ați început? Spun asta gândindu-mă și la Bogdan Ardeleanu, prietenul nostru de acasă. Am început, ei s-au gândit, de fapt, au văzut filmul ăsta. Frații Ardeleanu. Frații Ardeleanu au văzut filmul ăsta, LAS Fierbinți. Și în 2014, cred, s-au gândit să deschidă un magazin românesc pentru comunitatea din Hanslow. Și au deschis, au lucrat, au avea și firma de pavaje, au lucrat cu amândouă. Și tot ne-am extins, ne-am plecat în sus. Fiind calitate la clienți, avem întotdeauna oameni care ne respectă. Eu am fost la Florina seară, la restaurant și da, ia uite, deci am fost la Albinuța și acum mergem la Nașu, nu? La Nașu, Bogătașu. De ce spui Nașu, Bogătașu? E chiar bogat? E bogat în onestitate, băia bun. Dar e neamul tău, nu? Da, suntem neamuri. Nu, trebuie să spui că nu spunem decât la toată lumea din România și mai spunem și la prietenii de aici din cartier, că știu că aveți, are și... El a cununat pe sora mea, Cătălina și pe Ionuț. Este un fel de nașul 1, nașul 2. Numai naș suntem, vezi. A, da? Mai am unul. Dar cine? Sandu, celălalt coleg, no, patiseria? Nu, no, nașul meu de cunune e Constantin Roșca. A, e altă. El e naș la toți. Alex, eu... Am făcut această paranteză ca să zâmbim, dar în același timp să vă întreb, cum sunteți voi ca și comunitate? Asociatului Florin Sandu, care are și el o patiserie pe aici, spunea că totul merge în regulă. Era la Cahul, iată că Florin e din altă parte, din zona Câmpulung Mușcel, tu ești din Huș Vaslui, din Huș Vaslui. Nadia este din Huș Vaslui, neam de-a vostru. La Craiova, Botoșan, Suceava, diferite colțuri al țării. Dar în mare parte cei mai mulți sunt moldoveni. Cum v-ați adunat? Cum vă înțelegeți? Că aseară am văzut o petrecere acolo, a fost impresionant. Eu spun ca unul care am crezut că românii de pe aici, fiecare pe limba lui piere, dar nu e așa. Noi de obicei înțelegem bine românii, ne facem prieteni mulți. Ieșim la pub-uri, restaurante.
Sunteți o familie, să înțeleg. Da, ca o familie. Și la bine și la greu. E bine că ai spus asta, pentru că eu, întrebarea următoare, și am pus-o și aseară, e libertatea de a fi român oriunde te-ai afla și dacă ești român în Anglia și rămâi aici sau te întorci acasă, cum e cu dorul de casă, cu dorul de România sau cu starea de spirit a românului plecat de ani și ani. Da, ar vrea să mă întorc acasă momentan, dar România încă nu oferă gânduri bune. Sunt mulți români care se retrag acasă, încearcă, dar revin înapoi. Uite, Bogdan s-a retras cumva, e cu voi în activitate, în afacere, da, dar e la izvorul muncii, e consilier județean, acum e candidat la Senat. Da, el s-a întors acasă că gândul la țară mereu, a zis că mai bine se ducă în România, că mai, nu e așa stres ca aici. Țara asta e mult stres. Stresul vouă. Ei, l-am împărțit la fiecare în parte. Deci fiecare aveți responsabilități precise. Dar mai mult eu. Păi poți duce că ești mai mare, mai puternic. Și îmi place ceea ce fac. Copii? Am doi băieți, gemeni, la școală, în clasa 6-a. Pentru ei stau, practic. E clar, este cetățeni englezi, trebuie să-i crești, să-i educi. Da, sincer, vreau să stăm, să ajungă ceva în viață și după aceea să plecăm acasă. Îmi place cum spui, deci există și această perspectivă. Da, ne dorim să plecăm acasă, dar nu puteam câți copii. Da, dar părinții voștri mai sunt aici? Din păcate doar mama a rămas, tata a murit în august, mama e acasă cu sora și cu mlatul Ionuț. În Vaslui? La Huș. La Huș, pardon. Da, da, e cam greu. Ne gândim la ei mereu, dar nu avem ce face. Până ne vedem acasă, eu sunt bucuros că te-am văzut, cum la anul în august. Păi abia a trecut august, suntem în noiembrie. Nu avem ce face, la anul în august, așa e vacanța. Ce să spun? Îți doresc că sărbători fericite, Crăciun fericit, și mă bucur că ne-am întâlnit. Și putere de muncă. Că vine munca cu și în decembrie o să fim foarte ocupat. O să fim... Da, o să fiți mai aglomerați. Da, o să fim, dar eu așa am o premiză. Când e de stat, stăm, când e de tras, îi dăm. Faceți și bani și... Bani face, știți cum vorbea, suntem doar o familie, mergem în vacanță, fiecare... Locuri separate. Am înțeles, și în vacanță mai mergeți în România sau vă mai duceți și în lumea largă? De obicei în România și ne ducem pe la Bodo, la munte, că acolo ne place. La Bodo, la Furcitura. La cabane, acolo. Sănătate multă, Doamne, și succes. Doamne ajută, să vedem cu bine.